În ritmul în care merg astăzi lucrările de investiții, de infrastructură, în cât timp aceste certificate ar acoperi întreaga rețea de transport feroviar? Ați prezentat câteva segmente, câteva... Din punctul nostru de vedere al autorității, nu putem să facem această apreciere până când nu avem o programare a lucrărilor. Este clar că aceste certificate pot fi emise după terminarea lucrărilor. Este adevărat, ele încep odată cu lucrările, deci de la faza de proiectare, să spunem, se avizează inclusiv documentația tehnică, dar ele, în principiu, dacă lucrările sunt făcute conforme cu toate standardele, de fapt asta verifică organismul notificat la certificare, ca lucrările să fie conforme cu documentația tehnică care este avizată în baza STI-urilor existente și obligatorie pentru toate administrațiile de infrastructură din Europa. Din perspectiva procesul noastră din afară, un proces care se derulează în pas cu modernizarea liniilor respective. Exact, pentru că acesta este cuvântul cheie, modernizarea, pentru că privit din afară, ni se pare că principalul mecanism de siguranță este reducerea vitezei, ceea ce impactează negativ adresabilitatea, disponibilitatea publicului de a călători cu trenul. Aceste restricții de viteză, pentru că altfel, datorită imposibilității aducerii liniei la parametrii proiectați sau la parametri funcționali, trebuia să iau o măsură de siguranță în ideea în care circulația să se desfășoare în deplin, nu puteam să punem în pericol siguranța circulației sau siguranța mărfurilor și a pasagerilor. Da, în măsura în care se vor efectua aceste... A fost una din măsurile care a trebuit să fie aplicată și datorită, să spunem, subfinanțării care s-a produs în timp. Nu este vorba de un an, doi în urmă. De, așa cum a amintit și domnul director general Pintea, această, să spunem, subfinanțare vine din urmă, chiar din anii 90, când, sau mai bine zis după 93, când la calea ferată fondurile au început să se micșoreze din ce în ce mai mult și noi n-am fost capabili să menținem infrastructura la parametrii de anii 90, nemai vorbind aici de modernizare, care au început acum, este adevărat. Avem, așa cum am amintit, chiar în momentul ăsta, în proces de certificare, Putici Sighișoara.